poveste, explicați-mi ce așteptări aveți vis-a-vis de facturi, cât de mari să fie ele și ce măsuri ați pregătit, dacă ați pregătit deja. Noi la nivel guvernului ne-am asumat că românii iarna asta nu se tremure nici de frig, nici de frica facturilor. Și ne-am asumat să menținem această schemă de compensare plafonare, care pentru români a asigurat la nivel european al patrulea cel mai ieftin gaz din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că există în continuare acel plafon de 0,31 de lei per megawatt-oră, dar foarte mulți furnizori, pentru că a scăzut prețul la gaze pe piață, au venit sub acest plafon, inclusiv în locul meu de consum acasă, sunt facturat undeva la 0,25-0,26 de lei per megawatt-oră, deci sub plafonul maxim pe care l-ar permite legislația în vigoare. Este o schemă valabilă până în martie 2025, cu bani plătiți de la buget, care acoperă diferența dintre prețul la factură, pe care îl au românii în fiecare lună, și prețul real din piața liberă pe care îl plătesc furnizorii. Domnule ministru, citeam și o să mă uit exact unde am văzut știrea pe Hot News că România ar avea cea mai costisitoare schemă de plafonare a prețurilor la energie din Uniunea Europeană și că am fi uitat să notificăm și Comisia Europeană vis-a-vis de această schemă și ar exista ceva consecințe. Este o știre reală sau e ceva greșit înțeles aici? Am răspuns către Hot News cu o primă reacție, vom publica și mâine un răspuns mai amplu. România a ales să protejeze toți consumatorii. Uh-huh. Deci, din această perspectivă, noi protejăm și consumatorii casnici și consumatorii non-casnici și avem un dialog constant cu Bruxelles. Și eu am fost acolo, m-am văzut cu 4 comisari europeni, inclusiv cu doamna comisar Simpson. Nu mi s-a pus în vedere că această schemă ar încălca vreo regulă europeană sau că ar fi trebuit să o tratăm altfel. Din contră, toți oficialii europeni ne-au spus puteți să continuați aceste măsuri de sprijin. E adevărat, România putea să le țintească poate mai bine pe consumatorii vulnerabili. Noi am mers pe praguri de consum. Știți bine că la energie electrică avem acel 0,68 de lei megawatt-oră sub 100 de kilowatt-oră pe lună, până la 1,3-1,4, deci aproape dublu pentru românii care consumă peste 300 de kWh. Asta înseamnă că dacă ești un român, dacă ești o gospodărie cu venituri mai mici, în general ai un consum mai mic și deși prețul energiei electrice este la jumate față de o gospodărie cu un consum mai mare. A existat și există în continuare o discuție la nivel european vis-a-vis de consumatorii vulnerabili, în mod concret aceștia să nu fie decuplați în perioada de iarnă de la tot ce înseamnă căldură, energie electrică și așa mai departe. E o măsură ce poate fi aplicată în mod concret și în România? Ați avut-o în vedere sau aveți în vedere pentru această perioadă de iarnă? România și-a protejat consumatorii. Nu plătesc, desigur, cei care nu reușesc să... Sunt două măsuri pe care România le-a luat. Toată schema de compensare plafonare și are aceste praguri de consum și prețuri aferente și cardurile la energie, care tocmai au fost prelungite. E adevărat, nu este proiectul sau nu e meritul Ministerului Energiei, este la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și domnul ministru Câciu a făcut o treabă bună înaintea dânsului domnul Boloș. Cu acei bani care vin către românii care au sub 2000 de lei venituri per membru al gospodăriei. Putem avea și un astfel de dialog cu furnizorii pentru a nu-i decupla pe românii care nu reușesc să-și plătească factura, dar totuși la curent, de exemplu la energie electrică, sunt peste 5 milioane de gospodării în țara asta care din criza energetică până azi au plătit cam 35 de lei pe lună factura la curent. Este un cost rezonabil chiar și pentru familiile cu un venit.